Double Case este unica școală de trading din Chișinău și cursurile sunt predate de trader cu experiență, utilizând o metodologie inovatoare, dar despre metodologia asta ai să afli și tu acolo. Pe double-case.md afli detalii dacă trebuie să știi unde mergi. Avem în această dimineață, ca tradițional deja, în fiecare vineri, avem un reprezentant Double Case. Trader, așa trebuie să spunem la altului, da? Da? Okay. Domnul Andrei Argint. Îl invităm aici la noi, în studio, director de oficiu la Double Case. Bună dimineața și bine ați venit. Bă, da, eu zic, ce nume de trader, îți dai seama? Da, da, Andrei Argint. Poți să spui și căștile, dacă vrei să ne auzi, așa. Andrei Argint, un trader de aur. El s-a... Salut, Andrei. Salut. Ai impresia că s-a născut trader, nu? Că părinții au făcut... Sau tu ți-ai schimbat numele după ce ai terminat școala. Cred că sunt trader trimis de sus. Ok. Deci, astăzi o să dăm încă un curs de 9.000 de lei. Cum merg, apropo, cursurile? Care este situația? Lumea vine, le place? Care-i feedback-ul de la oameni? Bineînțeles că cursurile merg regulat, evident, săptămânal. Vreau să zic că fluxul de tradere este tot în creștere. Adică dacă ar fi chiar să comparăm cu câțiva ani în urmă, nu e întâmplător, dar a intervenit și momentul ca să mai deschidem și al treilea oficiu acum recent, 2 ani în urmă. Anume din motivul acesta, când crește cererea de a cunoaște domeniul pieților financiare, de a cunoaște tranzacționarea și din motiv că punem accent pe calitatea cunoștințelor. Din acest motiv am deschis și al treilea oficiu, fiindcă grupurile care se formează într-un număr mai redus, astfel încât să fim siguri că cunoștințele ajung la fiecare. Că informația e bună. Adică nu sunt după câte 30 de elevi într-o sală. Nu ca școlilor. Care 30, mă? 30 e puțin. 36, 40 acum. Da. Așa e. Exact. Se extinde piața internațională, vorba aia. Și dacă este vorbim de piața internațională, spune-ne, te rog, despre volumul acestor pieții. Un mare avantaj al piețelor financiare, într-adevăr, este că este loc pentru toți. Așa. Adică dacă să vorbim de piața valutară, o piață foarte tranzacționată și îndrăgită de tradere, mai ales începători, dacă să vorbim de anul 23-24, în mediu volumul zilnic de tranzacționare ar fi în jur de 12-14 trilioane. Wow. Așa. Uite, asta dă circulație. Respectiv, este loc pentru, cum spuneam, este loc pentru fiecare. Nu e vorba de o concurență oarecare, să spui că păi nu o să-mi ajungă și mie pentru profit, dar trebuie să fie mai puțin participanți. Nu, din contră, cât mai mulți participanți pe piață, poate este mai interesant, volatilitatea mai mare și nu le spun unor traderilor că poate o să vă dezamăgesc, poate nu, dar nu o să puteți luați toți banii pe piață. Absolut. Și e lucru știut, nu poți aduna toți banii din lume. De-aia mi-a rămas cumva acolo în tipărit de minte un detaliu. Traderii începători pun mai mult accentul pe valută, adică tranzacționează mai mult în baza valutelor. Asta să înțelegem? E domeniul preferat sau e mai ușor de tranzacționat? Cu schimb de valute sau cum? Este o piață mai moderată din punct de vedere al volatilității, dar ce mă refer volatilitate? Adică schimbarea semnificativă a prețului, fiindcă noi traderii pe diferența de preț facem profit. Și acum piața fiind mai stabilă, fiindcă haideți să vă dau un exemplu, da? Cursul valutar pe panourile de la exchange. Observăm că se modifică cursul valutar de pe zi pe alta, spunem așa, nesemnificativ. Da. Nu e chestia asta, că astăzi dolarul e 18 lei și mâine 15 lei. Da. Și din acest motiv, fiind schimbările, spunem așa, mai mici, este mai stabilă piața și traderul începător este mai comod să se orienteze la pașii care trebuie să-i facă pe piață. Adică e mai sigur cumva, da? Că nu o să piardă, iată, investind niște bani într-o valută, mâine să-i piardă. Că nu se întâmplă așa ceva, pentru că nu-i mare fluf. Nu-i vorba. Traderul, el nu trebuie să se focuseze pe pierderi, da? Fiindcă noi când conducem mașina, nu stăm și ne gândim, doamne, să nu fac accident. Exact. Noi conducem, respectăm regulile de circulație și atât. Bună comparație făcută. Exact așa și în tranzacționare. Sunt niște reguli care trebuie respectate și atât. Adică semnalizezi când ești de pisen giratoriu, tot cum spun, da, cum trebuie. Așa e ăsta cu MV-ul, un BG, ce acolo, mă. Stă în dreapta, în stânga ta. Mă, ca și dacă tot ai pornit, ai făcut comparația asta dintre piață și condusul mașinii, mai ai ceva comparații de asta? Că nouă ne plac. Iată, să compari piața cu condusul.
mersul mașinii, cu regulile circulației. Sunt și acolo reguli anumite, exact, care trebuie să le... Iată, trebuie să faci asta, trebuie să nu faci asta. Sunt niște pași concreți care trebuie să-i urmeze traderul. Revenind la regulamentul circulației rutiere, dar în orice colț al lumii unii nu m-aș duce, știu că la roșu stau, la verde merg. Exact așa și în tranzacționare. Orice trader din orice colț al lumii cunoaște că în tendința ascendentă înseamnă că prețul crește, respectiv ne orientăm la tranzacții de cumpărare și viceversa, tendința descendentă, cu toții vinde. Vorbind despre tranzacții și despre posibilități, noi avem și piața internă pe care se poate tranzacționa cu siguranță. Și evident lucrul e o diferență mare între, pentru că volumul pieței interne de la noi e mai mult mai mic comparativ cu ceea ce avem pe internațional. Cum ar fi mai bine să începem? Pe intern, așa, ca să, sau oriunde? Pentru cei care sunt la început de cale, de exemplu. Bineînțeles că este recomandat, adică din start, piața internațională. Fiindcă asta vă spun, eu revin iarăși la comparații. Nu, ne place. E un ocean mare, da, unde este loc pentru toate viețuitoarele. Așa. Atât pentru, nu știu, marele balene, cât și pentru mici și peștișori. Fiindcă balenele stau la adâncă mijlocul oceanului, mici peștișori stau la... Și parazitează pe balene, așa, da. Sau altă comparație, traderul fiind un pescar, pescuiește în acel ocean mare și acolo poate prinde un pește mare sau un pește mic. În funcție, da, de... În funcție de ce vrea. În funcție de barca pe care el stă. Așa, foarte bine, da. Fiindcă la ce mă refer, adică în funcție de capitalul care îl gestionează, da. În funcție de capitalul care îl gestionezi și pe, poți să știi pe care piață poți să te orientezi, da? Dacă ai un capital mai sănătos, respectiv sunt deschise piețele mai volatile, cum ar fi piața cripto, piața de capital. Piața valutară acceptă și capitale mai mai modeste, da? Fiindcă în mijlocul oceanului valorile sunt mari. Așa, respectiv, da, trebuie barca să fie mai măsură. Nu am și căutat cu o barcă văslind în mijlocul oceanului. Vorbeai de capital sănătos. Ce înseamnă, sau un exemplu de capital sănătos și unul modest? Asta este relativ. Da, e foarte relativ. Fiindcă fiecare are viziunile lui. Da, pentru cineva $10,000 asta sunt bani, spunem așa, impunători. Pentru cineva e nesemnificativ. El are cheltuieli lunare mult peste 10,000. Da. Adică asta este cumva subiectiv. Adică fiecare vede lucrurile în felul său. Da, cineva dă 10,000 copilului la Harvard pe lună. Da, eu vreau să zic că mie îmi stă în cap chestia asta. Că tu ai zis că uite, mai bine să înceapă piața internațională, că ea este totuși mai mare și este loc pentru toți. Aici înseamnă că în piața asta locală cumva nu este loc pentru toți și poate vreo balenă să-ți dea așa fundul să sare de pe scaun? Nu, no, e vorba de e vorba de volatilitate. Da? Dar așa, da. Adică pe piața internațională, din motiv că sunt mulți participanți, adică asta e o piață globală unde are acces orice participant din orice colț al lumii, respectiv, asta înseamnă că continuă este cerere și ofertă, continuă prețul fluctuează, continuă se poate de făcut profitul, dar în momentul în care sunt puțini participanți, piața e practic stagnează, că dacă să luăm despre timpul de tranzacționare, dar sunt mai multe sesiuni de tranzacționare și este o sesiune a Pacificului, când tranzacționează în principiu la zona Australia, Noua Zeelandă. Așa. Atunci dacă intrăm pe piață, asta ar fi noaptea, da, ora 2, ora 3 dimineața, prețul practic stagnează. Și respectiv nu ai cum să faci profit dacă prețul stagnează. Era și o glumă, coșmarul traderului se deschide piața și prețul stă pe loc. Păi da. Okay. Și când e momentul potrivit pentru un trader, de exemplu, cel care stă pe o piață valutară, să zicem așa, cu tranzacții valutare, să treacă la o piață mai volatilă cu mărfuri sau criptomonede, vorbim aici? În principiu, dacă să vorbim așa mai generalizat, traderul după o anumită experiență, da, pe piața valutară, când apar primele rezultate, bineînțeles că se formează și încredere în sine. Păi, uite, pot, îți primești, da? Respectiv, deja pot să merg un pic mai pe o piață, să spunem așa, mai volatilă, mai interesantă, unde profiturile, să spun așa, se fac, aceleași profituri care pe piața valutară poți să le faci într-un termen mai redus, da? La fel,
ca și cu mașina. Băi, dacă am mers cu 50 la oră până acum și tot e ok, poate pot să măresc un pic viteza. Pot să ies și în afara orașului, să merg și cu 90, că e regulă. Așa. Mă, spuneai de piața cripto, că am avut și eu niște propuneri așa ultima vreme. Spune, te rog, de piața asta cripto, că pe timpuri lumea nu prea înțelege ce înseamnă piața cripto în general, a criptomonedelor, că ele sunt vreo câteva feluri, nu? Da. E una cea mai populară și mai sunt câteva. Da, știu. Uite, eu, de exemplu, eu știu că un bitcoin acum cât valorează? 30 ceva de mii sau cât e? Nu. Ieri chiar, nu, ieri, zilele trecute chiar au atins maxim sale istorice de 73.000. Serios? 73.000. Dar a mai căzut. Acum e în jurul 79. Eu reușesc când a urcat de la 40 la 60 un pic, 2 ani sau cât a fost în urmă, nu? A fost o fluctuație suficient de mare în care oamenii... A căzut chiar până la 15. Sau 15.000 era? De la, 60, da. De la maximul de 69 a căzut până la 15. Și mă amintesc că eram la o lecție și tocmai discutam despre piața cripto și văd în sală un trader mai cam supărat. Și îl întreb care e situația. Care e motivul? Da. Păi dacă știam că pot să și vând criptomonedele, nu doar să cumpăr, o să... În momentul în care a văzut creșterea aia mare pe Bitcoin, zic, băi, acum e timp să cumpăr. Și în momentul când s-a întors, a rămas cu banii blocați. Și acum nu vrea să-l vândă deja mai ieftin decât l-a cumpărat. Și stătea cu banii blocați acolo. Și tot stătea, dacă știam că pot să și vând monedele, nu doar să le cumpăr. Iată, pentru asta trebuie să mergi la școală, prieteni. Da. Vorbim de cei care ne ascultă acum și ne privesc, pentru că este cursul ăsta pe care îl dăm și astăzi. Avem un curs de dat. Și avem aici randomul pregătit. Așa, o să rog și regia operatorii să fie pregătit să dăm aici pe ecrane, să fie totul transparent. Exact. Ca să nu încapă dubii și să știți exact cine a câștigat sau pe cine vă suna. Dăm un genere și ne dă 12. 12. Hai să vedem cine este cu numărul 12. E cineva nesemnat cu 108 la final. Este numărul de telefon. Îi dau telefonul așa colegului să-l formeze și acum o să vedem cine o să fie următorul înscris în lista celor care vor fi fericiți și vor cunoaște mai multe despre trading. Pentru a completa lista de săptămâna viitoare, nu uitați că avem parola bani și avem numărul scurt de SMS-uri 9955 la care vă îndemnăm să trimiteți SMS-uri dacă vă doriți acest curs în valoare de 9000 de lei de la Double Case. E un curs, nu sunt bani gheață, e un curs în care veți învăța atât lecții practice, în care să învățați ce înseamnă lucru cu grafice pe calculator, cum fluctuează educație financiară până la urmă, pentru că discutam și cu colegii tăi, e vorba și de educație financiară până la urmă. Și aceste cursuri, nu uitați că nu sunt doar pentru cei maturi, sunt și pentru copii, adică puteți, de exemplu, adolescenții, îi puteți educa într-o anumită manieră, în așa fel încât să știe ce înseamnă banii, cum funcționează ăștia, când trebuie puși în circulație și cum să-i păstrăm în anumite situații. E un lucru minunat să știi educație financiară. Și dacă tu nu o poți face, că orice părinte ar trebui să-i facă educație financiară copilului, da, pentru că a-l iniția cumva în viața matură. Dacă nu poți tu face, o fac băieții pentru tine. Adică exact. Nu, dacă nu răspunzi tu la telefon, o fac alții. Vezi că dacă nu răspunzi la telefon de două ori, da, noi trecem la următoarea. Adică mai facem o extragere. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Vă sunăm de la Jurnal FM și Jurnal TV, Popcorn Show. Da. Cu cine vorbim? Așa, ați trimis un mesaj pe data de așa, pe data de 29 la ora 8 și 17 minute, vă zic chiar și parola. Parola care? Care e parola? Bani. Așa. Ok. Cum te numești? Aurelia. Aurelia, super. Aurelia, ce știi tu despre bani, despre trading, despre chestia asta? Pare că toată lumea știe despre bani, ce să zic. Adică mai mult, nu pot să zic chiar atât de copleșită de puterea banilor. Așa. Ei, încă nu te-ai inițiat, probabil, de asta. Da, dar pentru asta... Încă nu te-ai inițiat în chestia asta. Știi cum se zice că pofta vine mâncând, știi? Așa e. Pentru asta, uite, îl avem aici pe reprezentantul Double Case, Andrei Argent, care vrea să-ți comunice ceva. Bună ziua, doamnă Aurelia. Da, bună ziua. Vă felicităm cu premiul primit și vă așteptăm la lecțiile noastre de educație financiară și tranzacționare. Felicitări, ați câștigat cursul de 9000 de lei! Cu drag! Eu cred că nimeni, toată lumea are nevoie
de a cunoaște cât mai corect. Mult. Adică și în acest domeniu consider că tot e destul de necesar și oportun. Super tare. Foarte, absolut. Foarte bine gândit și foarte clar. Vă felicităm și succes la cursuri. Mulțumesc, mulțumesc, din suflet. O zi frumoasă. Da, o să vă... Da, să mă informez. Așa, da, 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 o să fiți telefonate, de sigur. La tranzacție. Poate începe de la zero și pentru un trader care nu are experiență, la fel totul începe de la zero, să nu vă fie frică de acest domeniu, pentru că chiar și atunci când vă pare că, bă, da, pentru ce ar fi util pentru mine cursul ăsta? Ar fi util ca să câștigați în timp, pentru că e un curs care vă ajută inclusiv în viața de zi cu zi să faceți anumite pași. Discutam și cu colegii care au fost anterior pe aici, pe la noi, pe studio. În continuare la ceea ce spuneam, de suportul vostru. Da, etapa de suport. Da, da, da. Pune mare accent pe această etapă. În momentul în care traderul a finisat instruirea, cel puțin 2-3 luni de zile vine frecvent la consultații individuale, așa, din 10 în 10 tranzacții care le-a expus pe piață. Unde se analizează fiecare tranzacție în parte pentru a depista eventualele greșeli, pentru a le explica ca ulterior să nu le mai repete și astfel crește și randamentul activității. S-a întâmplat ca cineva din trader să devină parte a echipei voastre sau are șanse un trader, de exemplu, care a trecut prin cursurile voastre să devină angajat la voi? Toți angajații ai Double Case-ului inițial au fost simpli traderi. Ce poveste frumoasă, da. Aveți o echipă mare atunci, o familie. Cine seamănă se adună, știi? Da, exact. Dar nu uita că și curs, orice curs, și dacă crezi că există o vârstă limită în care nu, uite, gata, ai terminat, nu mai trebuie să te duci, nu mai înveți nimic, nu contează. Și la 70 de ani poți să te duci să faci și niște cursuri. În sine, exact. Da, probabil. Mai și lupți cu Alzheimer, adică mai și scoți posibilitatea dezvoltării Alzheimer-ul, că bagi niște informații în tărtăcuță. Despre lupta cu sine, foarte mulți nu au încrederea asta și nu au curajul să treacă la următoarea etapă, la următorul pas. Ori cursurile astea vă dau această încredere și vă ajută să treceți la următorul pas. Pentru că atunci când faci ceva, trebuie să ai curajul ăsta. Nu pot să zic acum ce trebuie să ai, că suntem la radio și la TV. Exact. Dar trebuie să ai. Și pentru... ca pe final de nu că emisiune, de final de oră, să zicem așa, ce ai să le spui viitorilor traderi sau celor care se gândesc acum, dar le trebuie lor sau nu le trebuie aceste cursuri? Noi avem mulți indeciși, iată. Prioritar este să investească în cunoștințe mai întâi. Adică de unde poți să știi dacă îți place un domeniu sau nu îți place dacă nu l-ai încercat. Corect. Da, simplu exemplu, același fel de mâncare. Mergi într-un restaurant străin și pentru prima oară vezi denumirea acelui fel de mâncare. De unde poți să știi dacă îți place sau nu îți place dacă nu l-ai gustat. Exact așa și domeniul mai întâi încerci. Vezi, de asta este și prima etapă de 4 lecții teoretice unde îți formezi o imagine asupra domeniului și care în ele nu sunt contracost. Adică mai întâi vezi dacă te regăsești, dacă îți place și ulterior poți să continui și să te aprofundezi mai mult. Foarte interesant, pentru că adică poți să cumva, cum e la magazin, degustație, da? Așa și la voi. Exact. Poți să te duci să guști din asta și dacă îți place, iei ce sau place. Dacă am fost la modul comparativ cu automobilele, nu poți vorbi un anumit brand de rău până n-ai urcat o mașină aia să vezi cum se comportă. Un test drive, adică exact. Ok, felicitări Aureliei și mulțumim că ai fost cu noi. Mulțumim, Andrei. Da, să mai revii. Da, noi revenim după publicitate și revenim cu o surpriză. Hai. Publicitate.